Putem în direct? Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție din Digi24. Suntem aici în studiourile Digi24. Numele meu este Țio Ieițiodă și sunt prezentator la canalul de televiziune Digi24, unul dintre cele mai bune canale din România. Iar astăzi, dacă se poate, aș vrea să îi acord un interviu doamnei Ioana Ciorlea, dacă se poate. O secundă să-mi iau și o foile, bineînțeles, aici avem și o să pot să încep să vă pun niște întrebări, doamna Ioana Ciurlea, dacă se poate, cu stimă și respect, vă salutăm. Bună ziua, doamna Ioana Ciurlea. Nimicuri. Nu v-am pus încă nicio întrebare, doamnă. Ok, bine. Deci, stimată doamna Ioana Ciurlea, povestiți-ne despre visele dumneavoastră. Imaginați-ți un hol cu vreo 400 de puști. Nu cred că avea unul mai mult de 15 ani. 15 ani? Doamne Ioana Ciurlea, este complet inadmisibil, este corupție de minori. Soțul dumneavoastră câți ani are? Are și el vreo 16 ani. 16 ani? Cred că aveți o problemă mare. Și cu ce se ocupă? Înregistrează în fiecare zi, făcând nimicuri. Păi stați așa, și dumneavoastră nu ne atrageți deloc atenția? L-am urmărit astăzi. Păi să înțeleg că e vlogger. Vă mulțumesc pentru corectură, doamna Ioana Ciurlea. Deci, eu zic că e destul cu întrebările din partea mea, așa că vă las pe dumneavoastră să-mi adresați o întrebare dacă doriți. Provoc să mănânci mâncare de pisic. Cred că ați cam dat în mintea copiilor, doamna Ioana Ciurlea. Apropo de copii, cum ați reacționa dumneavoastră și soțul dumneavoastră dacă v-ați trezi și ați afla că veți avea copii? Copleșiți de numărul mare de copii. Păi asta este de bine, estimată doamna Ioana Ciurlea. Apropo, nu mi-ați răspuns cu ce se ocupă soțul dumneavoastră. Nu face nimic. Iar dumneavoastră? Nimic. Cred că înțeleg. Haideți să jucăm un joc, estimată doamna Ioana Ciurlea. Completați propoziția. Doamna Ioana Ciurlea stă în fața camerei și nu face nimic. Aveți o minteageră, doamna Ioana Ciurlea. Apropo de vlogger, mai știți câte ceva? Tinerii ăștia câștigă bani din reclame. Destul, doamna Ioana Ciurlea. Vă rog să părăsiți platoul Digi24, care, apropo, este un post de televiziune foarte respectat și foarte bun, bineînțeles. Acum vă rog, doamne, ieșiți afară, vă rog. Eu o să stau aici, continuând să fac nimicuri. Ieșiți afară! Fui, gata, nu mai pot să mor. Bun, deci stai așa și perfect, așa e mai bine. Bun, fraților, sper că ați înțeles că acesta a fost un fel de pamflet în situația în care ne aflăm astăzi. Probabil știți că mirobolanta doamna Ioana Ciurlea s-a luat de vlogger, spunând că ei nu fac nimic, că fac un milion de vizualizări pe degeaba, iar aceștia, bineînțeles, că i-au răspuns înapoi. Din nefericire, acești oameni adulți, dacă le putem spune așa, nu mai au de unde să-și scoată publicul să se uite la televizor, așa că au zis să se ia foarte urât de youtuberii din România. În concluzie, televizorul s-a dus, deci oficial internetul domină și nu cred că o să mai aibă televiziunea vreodată superioritate în fața internetului. Pare rău, doamna Ioana Ciurlea. Ok, cam atât a fost și cu sketch-ul ăsta, cu ce o fi fost el. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like. Dacă nu te-ai abonat, fă-o acum și ne revedem data viitoare. Vă pup și da, pa, bă! Coming to play, you know I'm coming around the way with the lyrical spray gun. My boys, I've been waiting, we have some patience.